Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, vă invit în această seară să reluăm edițiile speciale Decriptaj la RFI România, consacrate dialogului cu presa, presa de calitate și societatea civilă. O nouă întâlnire așadar din această serie cu invitați, unii dintre ei, pe unii dintre ei ați mai auzit, unul dintre invitați este nou la Decriptaj, mă grăbesc să vi prezint. Elena Calistru, cunoștință mai veche de-a noastră, de la Funky Citizens, societatea civilă. Așadar, bun venit, Elena Calistru, Bine din -a nou. Găsit. Paul Cozighian, v-am prevenit că avem și un invitat în premieră. Paul Cozighian este jurnalist, este corespondentul în România al ziarului francez lui Figaro, este colaborator al postului de radio France Culture. Bun venit, Paul Cozighean. Bun venit, îmi dați emoții, să știți. De ce? <laughs> Pentru că e încă un debut. <laughs> am, am, înțeles, cred, că sper să, cred că o să supraviețuim până la sfârșitul emisiunii de Criptați și mai vechea noastră cunoștință, Cătălin Tolontan. Bun revenit, Cătălin Tolontan. Bună seara. Aceasta este echipa cu care vom decripta ultimele evenimente în această seară, și pentru că Paul Cozighian este pentru prima dată în acest format, mă voi întoarce către el. Este și săptămâna francofoniei, a fost și ziua francofoniei. Vreau doar puțin să punctăm acest moment pentru că lucrez în presa franceză și iată, președintele Macron este foarte interesat să pună francofonia, poate nu în centru, dar într-un loc foarte important în diplomația sa. Ca Franco român cum vezi aceste lucruri? Sunt, sunt optimist să știți pentru că bun îmi place de Macron, trebuie să recunosc treaba asta uh, și uh, chiar îmi place această idee, eu am și primit o cultură franceză, am fost crescut în, într-un mediu cu limba franceză, vorbeam franceză înainte să intru în clasa întâi la școală, asta a fost o șansă pentru mine și uite, mi-aduc aminte ce declara și noua ministra culturii din Franța, că Franceza este o șansă pentru Franța. Francofonia asta este o șansă pentru Franța să, să fie și mai strălucitoare pe, pe tot globul ăsta pământesc. Și v-am adus câteva cifre care cred că sunt grăitoare. Sunt aproape 300 de milioane de persoane care vorbesc limba franceză pe glob. 300 de milioane. Și o să o iau în ordine inversă. Franceza este a cincea cea mai vorbită limbă de pe glob împreună cu engleza este singura limbă care este prezentă pe toate continentele pe internet este a, pe locul 4 în clasament ca limba cea mai utilizată în lumea business-ului ajunge în poziția a treia în mediile de informare vorbesc de presă este chiar pe poziția a doua, unde tot pe poziția a doua se află și la limba cea mai predată, cea mai învățată în școli. Sunt 125 de milioane de elevi actualmente care învață limba franceză pe tot globul și care sunt îndrumați de aproape 900.000 de, de profesori. Cam astea da, sunt ia cifrele. Cifre, cifre Acum Macron, nu numai în campania electorală, dar chiar și într-unul din cele mai importante discursuri pe care le-a ținut în aula la Sorbona la sfârșitul anului trecut. Uh, unde și-a prezentat și proiectul european, a vorbit și despre. Uh, pentru că proiectul european, până la urmă, dacă vrea să fie dus de Franța, pe el trebuie dus și, și uh, grația acestei limbi, care este o limbă extrem de, de bogată. Ce părere baniere. aveți, dragi invitați, Elena? Cătălin, poate limba franceză, e o discuție pur teoretică, poate să înlocuiască limba engleză ca lingua franca? Acum că toți englezii uh, părăsesc Uniunea Europeană? Vorbim de, de Uniunea Europeană, nu ne ducem Se, mai așa departe. Nu nu cred nu. asta. Sunt curios să, în, însă în legătură cu inițiativele din Franța, de pildă. Apropo de ceea ce este foarte la moda acum, fake news-ul. Din câte știu, presa franceză a făcut un sindicat al um, încercării de a elimina uh, fake news-ul cel puțin pe perioada campaniei electorale. Și au fost marile uh, organizații de presă, s-au unit și au încercat să facă lucrul ăsta împreună pe temele electorale, bineînțeles. Cum a mers povestea asta? Adică ați reușit ceva? S-a reușit ceva acolo? Nu am, nu am date exacte. Întrebarea dumneavoastră e foarte bună, mai ales că în afară de, de, ce, de ce, ați pomenit, chiar site-urile cotidienelor cele mai mari, Le Monde și Le Figaro, au introdus un sistem de alertă în momentul în care le accesez pe internet, în cazul în care cumva să simte că ar fi vorba despre un site ne, necontrolat, să primești tu o alertă, atenție, s-ar putea că atât la 100 din știrile pe care le citești pe site-ul ăsta să, să nu fie bune. Deci au creat și niște tooluri de, uite că zic o chestie în engleză da, că nu e așa de, de folosire a acestor platforme pentru că tema asta e foarte interesant în România și a ajuns aproape viscerală, toată lumea spune ne scăldăm numai în știri false și ce soluții avem pentru asta, am avut o discuție cu niște uh, amici din, de la Cluj care dezvoltă un sistem de genul ăsta uh, amici ai intenției cel puțin dacă, dacă nu, ne, nu suntem prieteni nu bem bine împreună și le-am le -am pus o întrebare de jurnalist, e adevărat. Uh, adică un pic imper impertinentă, care suna așa: câte știri false ați dezamorsat în, să zicem, ultima săptămână sau ultimele două săptămâni? Și reuși să ră, au spus ei să documenteze vreo trei știri. E, acum, ideea pentru oamenii care, pretutindeni în lume, dacă ne adresăm, evident, publicului din România, sunt, uh, sunt îngrijorați. De fapt, povestea cu știrile false, care nu e decât o altă formă de a spune minciună, când spui știri false, funcționează de sute de ani și de sute de ani redacțiile au încercat, mai bine sau mai rău, să se lupte cu aceste știri false. Teoric, ceea ce este la celălalt capăt al firului în momentul în care este o știre dintr-o redacție, știrea nu mai e falsă, pentru că asta facem zi de zi, încercând să periem știrile False. Adică aici cred că puteți avea încredere, mai ales publicului, în profesioniști, alegându-i adevărat, creditându-i pe cei în care aveți cu adevărat încredere și vă, vă inspiră uh, 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 pozitiv uh, prin ceea ce fac. Uh, ei sunt, de fapt, soluția. Încercați să, să căutați știrile acolo unde se fac în mod. Uh, profesionist. Pentru că oamenii ăia sunt antrenați să facă zi de zi în viața reală acest lucru. Și pentru că am ajuns, dragi invitați, la acest capitol al știrilor false, sigur, această temă care ne obsedează de o bună bucată de vreme, mă voi întoarce către Elena Calistru, pentru că voi la Funky Citizen dezvoltată dezvoltat acea platformă factual, în care asta faceți, dezamorsați, dacă nu știți, cel puțin declarații false ale unor oficiali, care până la urmă tot către fake news pot să ducă. După o bună bucată de vreme, cum poți aprecia impactul activității acesteia de factualizare a știrilor? Partea pe care o facem noi se cheamă Fact Checking Politic pic diferită față de toată mișcarea asta, sau mă rog, e cumva complementară mișcării cu da, fake spus news Da, că pot duce da, acolo. Sunt, sunt în zona respectivă, din punctul meu de vedere, o, o minciună spusă de un politician este mult mai periculoasă decât un fake news uh, de pe un anumit site, în primul rând, pentru că pe baza ce spune un politician ajungi, de fapt, să ai dată din păcate decizii luate. Avem recentul scandal cu uh, criza imunoglobulinei, în care ni s-a spus o bună perioadă de timp, nu avem nicio problemă. Nu avem nicio problemă, o vom rezolva. Iată că nu, nu a fost chiar așa. Dacă am fi avut datele să verificăm și câteva uh, inițiative au arătat că nu e, uh, nu e chiar fake news faptul că avem o criză în zona aceasta, uh, poate am fi avut o soluție mai devreme. Ce vedem noi, în schimb, este că în zona de Fact-checking pe declarațiile politicienilor. Um, cel puțin în ultimul an, și aș spune de fapt un an și de când au început protestele și spiritele s-au um, agitat, există din ce în ce mai des genul acesta de declarații false de acuzații de minciună, să nu uităm celebrele povești și declarații legate de faptul că ar fi Comisia Europeană prost informată în legătură cu, cu ce se întâmplă în România pe, pe zona de lege ale justiției. Și da, într-adevăr, durează foarte mult să verifici o, o declarație care pe care un politician o face în 3 secunde. Dacă e vorba de chestiuni complicate, nu ne ia Și cam până verifici o declarație, treci. între timp pot să mai apară alte două, trei de genul acesta. Niciodată nu poți să ții ritmul. De asta e important să selectăm cumva temele. Noi ne ducem spre zona de bugete, um, justiție, lucruri la care ne pricepem, pentru că... Deci vă asumați important... cumva o specializare îngustă, pentru că nu puteți acoperi totul. În niciun caz. Uh, și în primul și în primul rând, într-adevăr, jurnaliștii trebuie să facă partea asta. Noi ne ducem spre zona care... Poate rezulta ulterior în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice sau în zona de uh, educare a publicului larg cu privire la, nu știu, cum poate exista sau nu governance. Da, dar interesant buget. este că, iată, aceste declarații false nasc și contra uh, contrareacții. Paul Cozighian și Cătălin Torontan, am văzut că vreți să interveniți și nu o să vă punem la da, Eu vreau să la spun la care scuze. Practic, declarațiile false constituie o materie primă greșită inclusiv pentru inițiativele și deciziile politicienilor. Eu nu plec nu neapărat de la ideea că ei mint, adică o fac că emit conștient niște erori atunci când cifrice sau factuale, când fac acele declarații. Eu plec de la ideea bunei credinței a lor, ceea ce e mai rău. deci iau decizii pe baza unor exact, exact, date de intrare false. Sigur, a fi date de intrare corecte, dar ele sunt de fapt false. Da. Asta e cel mai periculos eu, eu constat, totuși, că guvernanții actuali uh, au o rigoare în a, în a transmite, cum să spun, programat și într-un ritm destul de alert, numai știri uh, eronate, numai mici minciuni. Adică, cumva, noi nici nu mai într-adevăr, nu avem cum să ținem pasul, pentru că nu avem, cred, aceleași mijloace și aceleași posibilitate de a comunica pe care aceștia le au. Eu Un chiar exemplu, mă așteptam, iată. chiar mă așteptam, pe asta cu lipsa de comunicare, în permanență, deci ei s-au vorbit între ei, să spunem în permanență că dacă nu s-au înțeles lucrurile astea, a fost o lipsă, n-am știut noi să comunicăm. Pei, dacă n am știut să comunicați... În Un exemplu, mi se pare povestea asta cu lista neagră din ultimele zile, Ei, cea care a apărut. Aici mi se pare un exemplu. Exact o aveam pe ordinea de zi, hai să, hai să pornim acum subiectul acesta să nu mai așteptăm. Da? Avem această uh, știre, să-i spunem, da? o listă neagră uh, trimisă de la Comisia Europeană cu cei ale căror capete ar urma să se rostogolească sau ar fi urma să se rostogolească pe scări și ce să vezi, mulți uh, de pe acea listă chiar uh, au pățit-o, de unde ideea indusă, justiția nu este liberă și se supune ordinelor nu, de la Bruxelles. Acesta a fost discursul și acum să-l decriptăm. Bun, informația este reală. Deci ea pleacă de la informație reală Așa. și anume a fost descoperită într-una din corespondențele Comisiei cu uh, Ministrul ministru Justiției, Guvernul României o listă de niște de uh, oameni, cazuri de fapt, da? despre care Comisia a dorit detalii și din momentul ăsta se dijunge evident interpretarea. Pe de o parte, prima interpretare este cea pe care ai narat-o tu aici, și anume o parte a media și politicienii, în primul rând, să lăsăm media deoparte, că ea nu face decât să reflectă. Discuție despre politicieni, inclusiv premierul României a spus că este un lucru nepotrivit, am văzut astăzi declarația de la știința de guvern, și va cere socoteală pentru acest lucru nepotrivit. Comisia însăși a intervenit acum două zile și a spus că nu este decât o chestiune tehnică pe care am mai făcut-o și cu alte ocazii și era în deplina acoladă normală a mecanismului de verificare și control. E, în fața acestui limbaj sec tradițional sec al Comisiei Europene, nu vine limbajul foarte înflorit al autorităților române care, și al politicienilor români care sigur sunt foarte combativi și atunci ei rămân mai mult în centrul atenției și probabil și mesajul lor are un impact mai mare. Nu da, știu, sunt curios și Elena cred că are răspunsuri mai bune decât mine cel puțin aici și anume acest lucru era un lucru obișnuit, curent, e normal da. ceea ce a făcut Comisia? Mai ales că voi purtați în dialog cu Comisia și... chiar pe, pe tema MCV. Comisia Europeană este delegația Comisiei Europene care vine pentru MCV de fiecare dată când vine în România, se întâlnește cu oameni din sistemul judiciar, se întâlnește cu oameni din guvern, se întâlnește cu parlamentari, se întâlnea cu Curtea Constituțională până de curând. Acum, da, s-a blocat. Se întâlnește cu societatea civilă. Toți acești toți Toate aceste instituții sunt instituții normale ale unei democrații. A solicita informații despre cazuri și nu despre ce e în dosar este un lucru din punctul meu de vedere normal. Și motivul este unul foarte simplu. Ori spunem că cei de la Comisia Europeană habar nu au și sunt prost informații în legătură cu ce se întâmplă în România și atunci uh, ar trebui să informăm mai mult. Ori ne spunem, băi, nu i treaba lor să întrebe de chestiunile acestea. Adică una din două, e o, o eroare de, de logică aici, care nu are ce căuta în felul în care ne raportăm la partenerii noștri europeni. Apoi, în cadrul MCV-ului există un, patru benchmark-uri, se numesc. Unul dintre ele are legătură cu investigarea și trimiterea în judecată a cazurilor de corupție la nivel înalt. Dacă uh, în evaluarea eficienței sistemului judiciar, în a gestiona aceste cazuri de uh, corupție la nivel înalt, avem nevoie de statistici, atunci evident că le solicităm de la, uh, de la instituțiile abilitate. Dacă noi, ca, uh, ca ONG, uh, vrem să facem o, nu știu, o, o cercetare prin care să vedem care dintre parchetele din țara aceasta sunt mai eficiente. Și le trimitem o solicitare pe legea 544 de tuturor parchetelor și întrebăm, spuneți-ne și nouă, care sunt cazurile cele mai vechi pe care le aveți în lucru, care sunt cazurile pe care le-ați trimis în judecată, care sunt cazurile pentru care ați dat uh, începerea urmăriri penale, cum se dădea. Uh, asta ce înseamnă? Că am o atitudine nepotrivită față de. Că de că în înaltă de justiție. Doar guvernul României asta consideră. Da, cu precizarea cu că, că ei pot spune și cred că e corect să găzduim și punctul lor de vedere în ceea ce încercăm să fie o argumentație, că nu s-a cerut statistică, ci, ci niște nume concrete. Care, într-adevăr, însă, toate aceste sunt concrete, erau nume e o de, guvernanți, de guvernanți și de politicieni, uh -huh. de oameni extrem de importanți. Noi nu știm toate cazurile care au fost cerute. Știm însă pentru că do, două din cele trei, capul în capul acelei liste, era George Copos patronul clubului Rapid și vicepremier fost o bună perioadă de sau ori, o perioadă n-a fost prea mult dar o perioadă de timp om politic circumstanțial și om de afaceri în primul rând la baza tuturor acestor preocupări dincolo Bun. de toate exact uh, care era pomenit singurul cu trei dosare fiind curios și știind că două dintre respectivele dosare au pornit de la investigații de presă, am loteria, am trecut, da, da prima, da, exact, am trecut în revistă aceste cazuri ca să ne lămurim. De ce George Copos este capul de listă a acestei adrese a comisiei din 2012? Și am descoperit, am redescoperit practic și noi următorul următorul lucru. Procesele despre care vorbește comisia în cazul lui George Copos. Deci în 2012. În 2012, în 2012 ca, da, ca să precizăm clar. Erau procese cu fapte care erau Față de momentul în care s-a dat în sfârșit sentința, între 18 și 15 ani vechime, deci infracțiunile reținute de procurori, care, au, mă rog, au fost infracțiuni în urma sentințelor definitive, dar faptele nu numim fapte. Faptele reținute de procurori și trimise în instanță erau fapte de aproape două decenii ca vechime, iar procesele în sine durau de 6-8 ani. Atenție, doar procesele nu vorbim acum și despre urmărirea penală. Mm -hmm. Numai în cazul Loteria 1, ca să luăm un singur exemplu, în care el fusese trimis în judecată uh, împreună cu fostul șef al Loteriei Române, un colos, un gigant, astăzi nu mai spune nimic Nicolae Crista, dar mm -hmm. în anii 90 și la începutul anilor 2000 acest om avea o putere, cum să spun, pe care nu au acum 4 sau 5 miniștri puși unul lângă altul în România. Bun. Ei bine, în, în acest caz, despre care noi scrisesem în 2002, Procurorii interveniseră în 2006 și instanța începuse judecata în 2009 și cauza a fost încheiat în 2014. Cam asta este scara temporară, temporală, a justiției din România. Cam așa se judecau cazurile în acele vremuri. Și în atunci România. era justificat din partea Comisiei Bun. să întrebe ce faceți celălalt, cu cazul cel, acestea? Celălalt, ca, celălalt caz e chiar mai bine cunoscut radioascultătorilor uh, dumneavoastră și anume este ca, cazul dosarului transferurilor. Unde George Copos a fost băgat ca pre președinte și patron al Clubului Rapid, alături de frații Becali, uh, Gigi Nețoiu, uh, Borgea și alții oameni de fotbal, inclusiv capitanul echipei naționale Gică Popescu. Ei au fost condamnați până la urmă. Ei bine, în aceste două cazuri, care încă o dată durau de foarte mulți ani, în momentul în care Comisia a cerut explicații, nu se pronunțase, erau trei dosare, de fapt, mai era și loteria 2 nici o decizie definitivă în momentul 2012, în comisia a cerut explicații. Mai mult decât atât, fusese o singură decizie în trei procese independente în prima instanță despre care avea să aveam să aflăm cu toții în urma unei alte decizii definitive abia în acest an, că fusese o decizie cumpărată de către unii dintre inculpați. Deci cam asta e situația intervenției între ghilimele sau intervenției fără ghilimele, depinde cum interpretăm, dar povestea este una singură da. aceste date sunt realități factuale, nu ne putem juca cu ele și sunt elemente de calendar pe care le privim cu toții și ok le interpretăm după aceea cum dorim, dar ele sunt sunt, sunt, sunt borne clare da. Există în primul rând <laughs> în a evalua aceste progrese cum, ca să evaluezi dacă o țară a făcut progrese în a, a se lupta cu corupția și las deoparte reforma sistemului judiciar. Dar... Cum anume te uiți la chestiunea aceasta? Ai două mari de la Aristotel și Socrate încoace. Avem două feluri de a ne uita la lucru și a cunoaște lumea. Ne uităm de la particular și încercăm să generalizăm sau de la generalități și ne începem să, ne, să vedem în ce măsură se reflectă și în cazurile individuale. Uh, pe un subiect atât de complicat nu o să poți niciodată să te uiți doar la chestiunile uh, statistice mari ce țin de, de sistem. Adică, ok, contează numărul dosarelor, contează uh, câte dintre ele s-au definitivat și așa mai departe, contează toți acești indicatori statistici, dar în același timp, ca în orice cercetare, ai case studies, adică te, te uiți la niște exemple particulare și vezi ce se întâmplă pe ele. Mai ales când vine vorba de. Eu nu mă ascund să spun că este vorba despre despre niște subiecte care suscită interesul public. Bineînțeles, mai ales că iertați. Că... Și inclusiv interesul justificat al celor inculpați, pentru că oamenii fiecare dintre ei, că era George exact. Copos, că era Dan Voiculescu. A, protestau și spuneau că vreți să se derie cât mai repede. Ei și spuneau acest lucru și pledau pe bună dreptate. Păi, la, la, la copos pentru că am studiat cazul ăsta. Uh, Trei ani și jumătate a durat la Loteria 1 din momentul în care dosarul a fost trimis în instanță până când a avut loc primul termen în instanță. Să-și imaginezi oamenii, trei ani, 3 și, ani jumătate și jumătate și au primbat instanțele, între ele, dosarul pentru nu că nu știu cine trebuie să, să, să judece. Trei ani și jumătate. Astăzi, în cazul Hexifarma, de exemplu, lucrul ăsta, după ce presa a monitorizat într-una situația, s-a rezolvat totuși în 6 luni de zile. Atunci a durat în 2006-2009, trei ani și jumătate. Paul Codighean, nu e, nu e avut, un pic nu. complicat să le explici cititorilor <laughs> francezi <tot>, toate <laughs> poveștile astea din da, România? Este pa, foarte e complicat. E nu? foarte complicat. Nu pot să intru în atâtea detalii. Ascultătorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că ziarul Figaro are câteodată doar o singură pagină de știri internaționale. În cele mai fericite cazuri, ajungem la trei sau patru pagini de știri internaționale, ori în continuare, publicul francez este foarte îndrăgostit de hârtie și să citească știrile pe hârtie, chiar dacă noua generație stă foarte mult pe internet și acolo, într-adevăr, spațiul este nelimitat. Totuși, când încep să dai prea multe detalii, pierzi atenția chiar și a unui cititor de știri pe internet. Deci trebuie întotdeauna să încercăm să Prezentăm lucrurile dintr-o perspectivă mai, mai generală și să repovestim, de fapt, până la urmă același lucru cum mi se întâmplă și la radio. Eu trebuie să spun cam de fiecare dată aceeași poveste și să scriu o mare parte din știrea pe care vreau să o dau, să o pun în gura prezentatorului, ca să ca să poată să agațe, să poa să agațe atenția ascultătorului. Vreau să spun și eu două cuvinte legate de toate aceste anchete. Mă gândeam deja că. Cei pe care -i, despre care vorbiți, Copos și alții, mă, care au avut norocul să aibă parte de niște judecători care nu, nu s-au pensionat. Adică tot e bine că văd că acum cum e un, un judecător care se apropie de pensie, reluăm de la zero, ceea ce este absolut șocant pentru publicul din Franța, să reiei de la zero o anchetă pe motiv că un judecător s-a pensionat. Nu știu, asta mi se pare ceva chiar dacă au existat cazuri de genul ăsta, legat de, legat de lista aceasta, cred că nu greșesc când spun că la Uniunea Europeană, indiferent că o țară se află cu MCV sau fără MCV, există și acolo comisii parlamentare, comisii de anchetă care vor să se informeze despre tot felul de subiecte și cred că sunt îndrituite să ceară informații pe aceste teme. Adică nu mi se pare ceva șocant. Ce este evident este că guvernanții noștri profită de lucrul acesta ca să cumva să întoarcă știrea în, în avantajul lor. Sunteți interesat de sunt Ovidiu Nahoi. În această seară, o nouă ediție specială cu presa de calitate și societatea civilă. Elena Calistru în studio din partea Funky Citizens. Jurnaliștii Paul Cozighian, corespondent uh, pentru lui Figaro în România, colaborator al postului de Radio France Culture și Cătălin Tolontan, uh, jurnalist, uh, Iată Elena Calistru și Cătălin Tolontanu, oaspeți mai vechi ai decriptajului, Paul Cozighian, pentru prima dată la noi. Elena Calistru, ai avut destul de recent o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene chiar pe tema MCV, care au venit pentru a strânge noi date în perspectiva viitorului raport. Cum ți s-a părut? Și poate comparativ cu alte întâlniri pe această temă pe care le-ai mai avut în trecut. Noi suntem una dintre organizațiile care într-adevăr s-au întâlnit cu delegația Comisiei uh, pe MCV de mulți ani. Uh... Deci, voi sunteți încercăm... cei care denigrați nu, nu, România, da? Da, nu numai. Noi, noi apropo de chestiunea asta, noi încercăm ca de fiecare dată să mergem la aceste întâlniri cu un document pe care scrie Talking Points și în care punem ce discutăm cu oamenii, pe care după aceea urcăm pe site. Deci, avem și dovada trădării. Ca să da, există și dovada trădării și, de asemenea, de fiecare dată când o organizație neguvernamentală a dorit să participe la aceste uh, discuții, din câte știu eu s-au prezentat, au scris la reprezentanța comisiei și au apărut la, la aceste întâlniri. Deci nu e nicio mare cabală în toată povestea aceasta. A fost o discuție în ton cu vremurile pe care le trăim pe zona de justiție. Să nu uităm că această, această nouă rundă de evaluări vine după vizita domnului Timmermans la București și după o țâfnă un pic uh, ciudată din partea autorităților, unor autorități române, în ceea ce privește nu-i așa, amestecul uh, porții, mari porții bruxeleze în uh, întrebările noastre. Și stând și uitându-mă la oamenii ăștia care vin de niște ani de zile și evaluează ce sunt, sunt oameni din zona tehnică a Comisiei Europene care se uită la ce se întâmplă în uh, uh, acele criterii pe care ni le-am stabilit, MC... stabilit, de fapt, prin MCV. Să nu uităm că domnul Tăricianu este cel ce a semnat uh, acest angajament al României acum mulți ani, înainte de aderare, uh, și măsoară în ce măsură acest angajament este unul uh, real și urmărit de țara noastră. Am avut pentru prima oară impresia că poate și pentru că și noi, în societatea civilă, am obosit un pic, Am Vă văzut pentru prima oară impresia că cei din Comisia Europeană și, de fapt, Europa este gata nu neapărat să renunțe la România. Dar, în ce sens să renunțe la România? Nu neapărat asta, dar cred că nu va mai depune atât de multe eforturi nici în legătură cu România, nici în legătură cu Ungaria, nici în legătură cu Polonia. Există un soi de exasperare, din punctul meu de vedere, o exasperare care vine din. Uh, nu, nu neapărat de la nivelul Comisiei Europene, unde eu știu că eforturile făcute de țările acestea sunt notate, observate, ci cred că există o exasperare la nivelul unor state membre, care au obosit să vadă uh, copii obraznici uh, neastâmpărându-se uh, și cred că aceste presiuni din partea statelor membre și asupra Comisiei Europene sunt destul de mari. Să nu uităm că nu, nu Comisia taie și spânzură, ci că avem niște niște state precum Franța mai nou, uh, și mi-aduc aminte replica uh, domnului Macron la World Economic Forum spunând: uh, Tell the world that France is back. Uh, da, Franța începe să devină din ce în ce mai puternică, și uh, cel puțin din declarațiile domnului Macron vedem că Europa este pe cale să renunțe la, uh, la mai trage de copiii obraznici să fie cu minți lăsându-i lăsându în plata, plata domnului. domnului. Paul Cozighian, așa se vede din Franța? E destul de gravă afirmația dumneavoastră, dar înclin să-i dau dreptate pentru că Franța... Încă o dată, militează pentru un nucleu dur al Uniunii Europene, așa cum probabil știți. Vor a, că... Și România oficial spune că vrea. Da, acolo. Președintele mm. Iohannis de fiecare dată spune că își dorește, dar, da, și, și din păcate, spune. nu este ajutat. nu este ajutat. România vrea și în euro de foarte mulți da, ani și în Schengen. Da. Eu am spus-o întotdeauna. Nu știu dacă publicul românesc își dă seama ce înseamnă să intri în euro. Eu am trăit asta în Franța, când s-a făcut mutarea de la franc la euro și a fost foarte simplu. Știi, I Am deja cu 2 ani înainte, și știu și acum că n-am uitat: un euro egal 6,55957 franci. Și se spunea pe atâta, atâta ni s-a spus că ne intrase în cap că atât înseamnă. Un euro e 6,55957 franci. În momentul în care s-a trecut la euro pe galantarele din brutării, din magazine, au scos pur și simplu eticheta de, la, e, de franci și au pus euro. Adică o baghetă de la 90 de centime de franci a sărit direct la 90 de centime de euro. Deci a scumpit de 6 ori. Vă spun, nu este nicio exagerare. În 90% din, ca, din cazuri, viața s-a scumpit enorm de mult. Bineînțeles că și salariile au urmat treaba asta, dar închipuiți-vă în România, unde deja Trăim într-o inflație galopantă. închipuiți vă cum ar fi să trecem așa la euro, ciac, pac, Le uh, gând... și unde, unde jumătate dintre copii aproape sunt în risc de excluziune socială și de sărăcie. Și, și este între jumătate dintre copii și cei mai mulți dintre angajații din Uniunea Europeană. Cel mai, uh. mai mare procent al oamenilor, ceea ce înseamnă, de fapt, o desconsiderare a muncii. Nu? Asta înseamnă. Înseamnă că munca este desconsiderată în țara da, asta, de vreme ce, ce muncini și având un loc de muncă plătit legal cu impozite achitate și cu reguli respectate, ajuns să nu poți asigura, să-ți asiguri ție copilor tăi, familiei tale o viață decentă. Revin la chestiunea aceasta a justiției, Cătălin Tolontan, tu și mă gândesc la șirul de anchete pe care le-ați publicat în ultima vreme, cu privire la o rețea de pedofilie, la o rețea da, de... Da, e o seară a uh, complicațiilor uh, pentru, uh, pentru ascultătorii. Da. Uh, e e eu complicat, nu vreau să complic eu lucrurile mai mult decât trebuie, dar în orice caz sunt fapte dintr-un trecut destul de îndepărtat, 15 ani, uh, poate mai bine, dar care sunt îngrozitor de actuale. Dar care au devenit îngrozitori de, de actuale, actuale exact. după povestea din decembrie, care nu, pedofil, nu, pot să spun că a dus la căderea guvernului, dar a precipitat lucrurile. Exact, polițistul pedofil, așa am și aflat informația. Un cititor microbiz ne-a spus, oho, păi să, să fiți voi sănătoși ce protecția au în general ofițerii pedofili și care au probleme de comportament, nu de acum, din cazul polițistului pedofil. Și ne a indicat uh, un nume, fost fotbalist, în fine, care era șeful poliției Parlamentului și care fusese băgat într-o poveste pe care noi am decriptat-o când ne și la tribunal. Deci, tot ceea ce am publicat în ianuarie și în lunile care au urmat, să fac aproape 3 luni și jumătate în curând, am luat numai din date publice, din elemente de tribunal. De altfel, parchetul general exasperat la un moment dat și procurorul general au venit și au confirmat investigația și au spus că da, toate datele de acolo sunt date uh, publice. Uh, care-i povestea? Povestea este așa: la 15 ani și mai bine, după ce zeci de ofițeri ai poliției, gărzii financiare, serviciilor secrete, unii cu rang de general, alții cu rang de comisar șef, procurori, au fost prinși de către SRI, filați, înregistrați, fișați de către Ministerul de Interne și anumite fete care erau prostituate pentru că erau obligate să fie prostituate și erau sequestrate în apartamente cu grati la ferestre de către niște mafiosi chinezi, deci care erau protejați la rândul lor de acest cerc de ofițeri. Fetele i-au recunoscut în poze pe respectivi ofițeri și totul a fost mușamalizat. Deci, la peste 15 ani după ce povestea asta a fost mușamalizată, îi găsim pe acești oameni, bine mersi, unii dintre ei pensionați, dar alții în continuare în poziții importante ale statului român și am venit cu câteva exemple, vorba de Procurorul șef al secției de urmărire penală de la Curtea Militară de Apel, cea mai înaltă curte militară din România, sau, de exemplu, cazul de ieri, directorul economic al Primăriei Sectorului 4, un om care gestionează un buget de 140 de milioane de euro, de care, într-un fel sau altul, depinde viața a 325.000 de. Mii de cetățeni bucureșteni, Isictor. un oraș de nivelul Iașului, practic, peste exact. 25.000 de oameni. Sunt în continuare bine, acești oameni profund șantajabili, vă dați seama, oameni care ascultă, realizează acum, având aceste schelete în dulap, profund șantajabili, continuă să facă nu numai carieră, ci și să împartă bugete uriașe și destine ale multora dintre compatrioții lor. Cum e posibil așa ceva? Evident, printr-o complicitate de alminteri care durează și astăzi. Dicotul a refuzat să ne spună care este procurorul care a închis acest caz. Un caz închis și cu asta am terminat și eu povestea, așa cum a confirmat parchetul general, fără să se caute nici măcar o singură probă în. El, deși suficient suficient. probleme... care este sentimentul pe care le simți? Cel păi mai suntem aici... Veni, vin, nu, chiar ma... dacă zierii și se spune că n-au voie să aibă sentimente, dar nu e chiar Cel puțin așa. eu și cu Elena venim o dată la câteva luni și încercăm să facem un exercițiu de optimist până la urmă. Să le transmitem oamenilor de fiecare dată că lupta nu e pierdută decât dacă noi jucăm și că dacă ne uităm cumva în urmă, în ultimii 20 de ani... Și la situația de acum realizăm tot cât am progresat, ceea ce este adevărat. Adică am, am venit da. astăzi cu niște exemple despre cazul lui George Copos, cum se judecau atunci și cum se judecă totuși acum lucrurile. Să nu tot s-a destul... spus că în cazul Hexi Pharma nu s-a mers da. cu viteza cu Exact, exact. Da. Acum, Hai ce comparăm să comparăm cu ce la întrebarea ta răspunsul meu este este uh, simplu, uh, nu știu care e sentimentul, știu care e contra sentimentul, uh, optimismul. Asta sună bine. Paul da, da. După ce am auzit aici, încep să-i dau și mai multă dreptate doamnei Calistru referitor la atitudinea Uniunii Europene față de lucrurile care se întâmplă la noi. Pentru că lăsând o parte faptul că justiția, bien que mal, cum zice francezul, funcționează în continuare, totuși. Cred că din partea Uniunii Europene, nu știu, încerc să mă pun în locul lor, nu se simte o, o voință de a merge înainte, o voință de a clarifica lucrurile, de, a, de o voință de transparență și tot batem pasul pe loc, dacă nu invers. Trebuie să fim împinși de la spate. Și, mereu, 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 până la urmă, într-adevăr, ajungem la o, la o saturație. Domnule, cu ăștia este clar, e o zonă cu care asta este sunt, este înrădăcinată treaba asta acolo, nu avem ce să facem. Nu știu, dau un exemplu care nu are nicio legătură. Este recunoașterea genocidului, nu că sunt eu armean, recunoașterea genocidului. Genocidului armean de către turci. Nu, nu se poate. A venit și Franța, și Olanda, și Belgia, nu știu câte țări de pe globul ăsta au recunoscut oficial, prin parlamentele lor, genocidul uh, armenilor în Turcia. Turcia se încăpățânează să nu facă acest pas deja deci, să trăiești cu asta? Dar unii de la noi ar, ar spune că, iată, turci, da. ce oameni cu exact. onoare și cum exact. își apără Ei, suveranitatea. Da. Aici cred că e momentul să facem noi un pic de uh, fact-checking pe povestea aceasta, niște decriptaj, pe faptul că Comisia Europeană, Uni Uniunea Europeană, nu întreabă România despre cum mai funcționează sistemul său judiciar, pentru că ne consideră o colonie. Motivul pentru care aceste lucruri se întâmplă este unul foarte simplu. Într-o piață unică, într-o uh, uniune în care oamenii au libertate de mișcare, niciun stat serios nu își permite ca cetățenii săi să se mute într-o țară precum România să după ce au comis infracțiuni și să spună... Uh, Știți, vor scăpa de relele pe care le-au făcut, poate au violat copiii în Franța și uh, se ducă în România, dar justiția din România nu se mișcă suficient de bine cât să îl prindă pe omul respectiv și atunci statul francez să zică, Ok, na, dacă voi nu vă descurcați cu justiția, treaba voastră. Fiți suverani. Sau cetățenilor care vin aici ca să trăiască, ca să muncească, să sau facă afaceri, să fie supuși vulnerabilității și ei victimele unei abuzuri. societății exact. care justiția nu-și face exact. treaba. Adică, o... adică, fie să fim o colonie penitenciară, fie din potrivă. Adică o salvare pentru infractorii lor, sau din potrivă o amenințare pentru cetățenii cinstiți, francezi care Correct. vin sau germani care vor să vină să trăiască aici. Nu și nu sunt puțini expații care își găsesc în România un, un, un mod de viață. Și da. cred că lucrul acesta trebuie să ne fie foarte clar în minte, că nimeni nu ne nu întreabă pentru simplu fapt că s-au gândit ei să pună toți biciu pe România. Nu, despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că atunci când alegi să fii într-o uniune cu cineva... Cam vrei să respectați împreună aceleași valori convenite, aceleași principii și aceleași, nu știu, pe, angajamente. Poate pe că, că 10 tot ani, dacă au obosit în 10 ani, au obosit un pic cam de vreme, totuși. Adică, e, e cam curând să, să, să clasifici o țară după 10 ani, mai ales că, mai ales că, dacă e de înțeles că, de fapt, statele acelea acționează pentru că simpulsul propriilor cetățeni care au un tip de frustrare și de nerăbdare pentru că tot încearcă să rezolve problemele altora și nu pe ale lor și de înțeles asta ar putea simți și pulsul cetățenilor acestora, da, care sunt niște cetățeni care cu siguranță s-au săturat și ei românii de clasa politică, de elitele lor de multe ori care uh, fac lucruri împotriva voinței lor, cu alte cuvinte dacă s-au săturat, să știe că se satură, din păcate, și de cetățenii români în același timp. Chiar ar fi interesant de văzut dacă noi vom fi în stare să mobilizăm resurse ale diasporei noastre, care este, din păcate, cea mai numeroasă diasporă, mai puțin cea uh, siriană, în ultimii 10 ani. Numai că sirienii sunt într-un război. O Asta e o mare diferență. Adică, sirienii se duc în mijlocul Mării da. Mediteranei, crezând că înfruntarea Mării Mediterane este mai puțin periculoasă decât înfruntarea vieții în propria țară. Ce Dumnezeu ne a mâna pe noi peste dacă vă dați seama, ei sunt război. Bun, acum ideea este că totuși diaspora noastră ar putea face, apropo de, de poveștile astea, dincolo de lupta asta politică de la noi, ar putea totuși să încerce să, să ajute, să-și ajute țara, așa cum alte diaspore de-a lungul istoriei au făcut-o. Adică, cred că e datorie pentru românii care sunt acolo și care suferă. Și Pot să, ce se întâmplă România, încerce, da. Adică mai să întâi. încerce să convingă totuși Europa că nu suntem încă de lăsați din brațe. Adică mai avem lucruri de spus și lucruri de sperat totuși. Acesta este mesajul tău pozitiv, Cătălin Tolontan, pentru că tot vorbeai despre asta și ne apropiem de sfârșit. Aș vrea să aud și celelalte mesaje pozitive ca să nu încheiem într-o notă sumbră. Această ediție specială de criptaj, Paul Cozighean, mesajul pozitiv. în E un mesaj pozitiv, vorbe. dar care, de fapt, e o constatare pe care mi-am am, am, mi -am dat seama de ea. Uh, Franța și Europa, cetățenii, nu vorbesc acum de diaspora, să știți că iubesc foarte mult România și o apreciază, adică această insulă de latinitate, aici, în zona de est a Europei. Uh, uh, Atrage foarte mult și ar trebui cumva să încercăm să, să deschidem și mai mult canalele de colaborare economică, socială. E posibil, adică din punctul ăsta de vedere chiar sunt optimist pentru că simt din străinătate o, un drag de România. Mulțumesc, Paul Cozighian, Elena Calistru și cu aceasta încheiem această ediție. Eu am foarte mare încredere în faptul că generația din care fac eu parte, cel puțin, nu mai acceptă nici să stea așa, să aștepte să vină americanii să ne salveze cum a aștepta generația bunicului meu, nici să accepte o tranziție așa cum a fost ea în vremea acelor dosare care durau foarte mult, cum au suportat cum părinții. Da? Și cred că e o generație un pic mai ambițioasă și care, chiar dacă trăiește în țară, chiar dacă trăiește undeva în afara țării, uh, cere mai multe, mai bine, mai uh, repede de la politicieni, de la justiție și așa mai departe. Și cred că de exigența acestei generații nu se poate scăpa prea ușor și nici nu cred că sunt oameni foarte dispuși să renunțe așa de. Uh, e din categoria nu ne facă ăștia pe noi. Da, luptăm cu apatia civică, da, este și deviza organizației voastre. Mulțumesc Elena Calistru, mulțumesc Paul Cozighean, mulțumesc Cătălin Tolontan. Aceasta a fost ediția din această seară de criptaj. Ne auzim, bineînțeles, săptămâna viitoare, sperăm să vină și primăvara și să auzim numai de bine până atunci.